Astăzi voi pregăti ciulama de pui cu ciuperci. O rețetă foarte delicioasă și simplu de făcut. Am aici un kilogram de pulpe de pui superioare. Puteți să folosiți pe care doriți. Copane, piept de pui sau tot puiul întreg, nu are importanță. Folosiți ce aveți. Cam 300 de grame de ciuperci, șampion. O bucată de țelină, un morcov, o ceapă. Aici am o ceapă care o voi folosi la prăjit, adică o jumătate de ceapă. Unt, făină, pătrunjel, sare și piper. Voi folosi piper alb. Piperul alb este indicat pentru sosurile albe, pentru că acel negru îl înnegrește, dar nu este o crimă dacă nu aveți piper alb. E ok, folosiți și piper negru. Țin să menționez că untul trebuie să aibă aceeași cantitate cât este și făina. De exemplu, dacă am aici 80 de grame de unt, atunci trebuie să am 80 de grame de făină de grâu. Mai întâi punem carnea la fiert. Legumele, un pic de sare și apa. Apoi o lăsăm la fier cam o oră la foc mic. Eu am folosit cam 4 litri de apă pentru că atât cât scade, vreau să mai îmi rămână supă și ce îmi rămâne o voi pune la congelator și o voi folosi pentru alte rețete. A trecut o oră, supa este gata, are și o culoare frumoasă galbenă pe deasupra, din când în când am luat spuma. Voi scoate legumele, nu le arunc, le voi folosi la în special morcovul și țelina. O să fac o salată, ceva. Scot și carnea și o voi dezosa. Puteți să o lăsați și cu os, dar eu prefer să o dezosez. Și voi strecura supa. În tigaia încinsă am să pun o lingură de unt. Peste unt punem ceapa. Acum punem și ciupercile. Un pic de sare și le lăsăm la rumenit împreună. Să amestec mai încet. Ciupercile sunt gata, le-am lăsat puțin să se rumenească foarte puțin cu ceapa, să nu se ardă, trebuie să avem grijă. Acum le voi scoate din tigaie. În aceeași tigaie punem cele 80 de grame de unt. Așteptăm să se topească untul la foc mic. Tigaia este deja încinsă și nu va dura foarte mult. Și punem făina. Amestecăm. Și încet, câte puțin, punem din supa de pui.
în care am fiert carnea și amestecăm încet și cu grijă până se fărâmă toate cocoloașele la foc mic. Să nu punem multă supă de la început, că după aia nu mai reușim să fărâmăm cocoloașele. Trebuie pus câte puțin, până fărâmăm toate cocoloașele și după aceea mai punem supă. Deja a început să se îngroașe, asta înseamnă că s-a mai fărâmat din cocoloașe, iar mai punem din supă. Și tot așa, până ajungem la o supă, o ciulama de fapt, consistentă, fără cocoloașe. Ia uitați cum a ajuns. Cât fierbe, am să pun sare. Am să măsor, pentru că nu vreau să fie sărată. Este jumătate de linguriță până acum. Pentru că eu am pus un pic de sare la început, când am fiert carnea, am pus în supă. Și nu vreau să fie foarte sărată. Și piper alb voi pune un pic. Și acum o voi lăsa la fiert, la foc mic, și am să mestec din când în când să nu se lipească. Vreau să vă arăt consistența la sos. Cam așa trebuie să arate, pentru că atunci când se mai răcește un pic se îngroașă și dacă îl facem prea gros după aceea nu mai este ciulama, este pastă de ciulama. Uitați așa arată. Acum peste am să pun carnea care am luat-o de pe os. Și ciupercile. Amestecăm ușor. Miroase foarte bine. Este indicat să facem supă de pui, să fierbem carnea mai întâi, pentru că își lasă foarte, foarte multă aromă. Am să o mai las cam 2 minute la fier, 3 poate, să se combine, să fiarbă aici toate ingredientele împreună, să se combine gusturile și mâncarea este gata de servit. Aproape de final, voi pune pătrunjel. Miroase atât de bine. Dacă aveți, puneți și mărar. Eu nu am găsit, așa că am pus doar pătrunjel, dar este foarte bine și așa. Este o mâncare perfectă, vai, și foarte simplă.